Astăzi, 15 iulie, a avut loc lansarea la nivel local a proiectului Transparență și Calitate în Administrația Publică prin social media, care își propune creșterea gradului de transparență a procesului decizional prin implicarea în cadrul acestuia a mijloacelor de presă. La nivel local, proiectul va avea ca parteneri Prefectura, Consiliul Județean, Primăria Suceava și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Această inițiativă va fi pusă în aplicare la nivel național în 4 județe, Suceava, Tulcea, Cluj, Mehedinți și în municipiul București, în cadrul a 20 de instituții publice. Coordonatoarea Adriana Cârciumaru a declarat că acest proiect este unul foarte important pentru relația dintre administrația locală și cetățeni. Îmi face o deosebită plăcere să fim astăzi împreună pentru lansarea la nivel local într-una din instituțiile participante în cadrul proiectului nostru, Transparență și Calitate în Administrația Publică prin social media. Promotorul acestui proiect este un ONG. Un ONG cu care Agenția Națională a Funcționarilor Publici are o activitate îndelungată cu rezultate, mai bine de 9 proiecte implementate, cred că acesta este deja al 10-lea, asistență și programe pentru dezvoltare durabilă Agenda 21, iar Agenția Națională a Funcționarilor Publici este partenerul principal în implementarea acestui proiect. De asemenea, la nivel național, avem încă 20 de parteneri, instituții și autorități publice, în 4 județe și municipiul București. Suceava, județul Suceava, județul Tulcea, județul Cluj și județul Mehedinți. Astăzi ne aflăm la Suceava pentru lansarea acestui proiect, iar parteneri locali în implementarea lui sunt instituția Prefectului județul Suceava, Consiliul Județean județul Suceava, AJOFM Suceava și instituția Primăria Municipiului Suceava. Prefectul de Suceava, Florin Sinescu, a precizat că acesta este un proiect important, mai ales datorită zonei pe care o abordează și că este important ca poporul să fie un actor implicat în procesul de luare a deciziilor publice. De asemenea, acesta crede că odată ce vor fi identificate problemele sistemului, soluțiile vor putea fi găsite și implementate cu succes. Este un proiect important pentru că și Agenția Națională a Funcționarilor Publici s-a implicat în toată această perioadă, a avut o dinamică foarte bună și s-a venit pe piața zone administrative cu foarte multe proiecte importante. Și iată, la solicitarea domniei sale legat de implementarea acestui proiect la nivelul județului Suceava, am răspuns și noi, în sensul că ne interesează această zonă care este abordată de proiect. Vorbim de participarea publică, extinderea în administrația publică a rețelelor social media. Deci este o temă interesantă, o temă care credem noi are un impact direct și contribuie la ceea ce înseamnă participarea populației la viața administrativă, la transparența în actul administrativ, lucru pe care noi, pe noi ne interesează. Sigur, este și o temă prinsă în programul de guvernare, astfel încât această strategie de implementare să-și atingă scopul, adică, practic, actul administrativ să răspundă nevoii cetățeanului și, totodată, această nevoie să fie foarte transparentă și deschisă. Eu cred că va fi un proiect de succes, un proiect în care, după cum am spus, încă o dată mulțumim pentru că ne-ați solicitat și am dorit să fim parteneri cu dumneavoastră și sunt convins că vom identifica aceste elemente care se contribuie la dezvoltarea relației cu cetățeanul în scopul identificării tuturor problematicilor și, totodată, să găsim soluțiile pentru nevoia lor. Conform spuselor președintelui Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, acest proiect va deschide noi orizonturi, va ajuta la modernizarea instituțiilor publice prin învățarea utilizării noilor mijloace media și va crește rolul societății civile în procesul bunei guvernări. Tema pe care abordați transparența și calitatea în administrație prin social media e o temă provocatoare pentru că eu cel puțin consider că administrația publică e o zonă conservatoare a societății. O zonă în care schimbările sunt mai greu de implementat, pentru că așa ne-am obișnuit în birocrația românească și europeană, dar un astfel de proiect ne poate deschide orizontul, ne poate deschide grupul țintă către care încercăm să comunicăm frecvent și sper să putem să învățăm să utilizăm aceste mijloace moderne și YouTube-ul și Facebook-ul și Twitter-ul și ce se va mai inventa de acum,
pentru că probabil prima formulă de comunicare social media era cu fum de pe daruri, când veneau turcii și tătare, nu? Ei, omul totdeauna s-a adaptat nevoii de comunicare și a încercat să folosească această tehnologie, această știință a comunicării în favoarea sa, în favoarea dezvoltării și e limpede că cetățenii care sunt trăitori în județe, în localități, cei care se adresează instituțiilor de concentrate au nevoie de informații, au nevoie de consultanță, au nevoie de dialog, de răspunsuri și noi cei care suntem în serviciu public avem obligația să putem să ne adresăm către ei cât mai repede, cât mai concis, cât mai complex, dacă vreți, în același timp. Și iată că această conferință, pe care, acest proiect pe care dumneavoastră îl dezvoltați pe o finanțare nu tocmai cunoscută și la rândul său, e vorba de granturile norvegiene, AFONS, vine în completarea unui pachet administrativ pe care îl implementăm fiecare instituție și care sper eu să dea mai multă satisfacție actului public și, evident, relației dintre administrație și cetățean. Vă doresc mult succes și abia aștept să văd la final și rezultatele care s-au identificat în munca noastră directă și în colaborarea ca parteneri pe acest proiect major. Fericită! Proiectul se va desfășura pe o perioadă de un an, timp în care vor avea loc un curs de formare pentru funcționarii publici, 5 emisiuni radio ce vor fi difuzate la Societatea Română de Radiodifuziune și workshop-uri de monitorizare și evaluare la nivel local.